Bun, lume. După cum puteți vedea, sunt viu și în calitate de Herobrine, mi-a cam venit misiunea să mă întorc din morți și să mai filmez un episod de Skywars. Așa că știți ce avem de făcut deja. Deci, salutare tuturor, numele meu este Azlo și bine v-am regăsit la un nou clip de Skywars. Nu știu dacă vă așteptați la această mișcare din partea mea, pentru că n-am mai postat de 2 luni și în ultimul clip am zis că bă, nu știu cât o să mai continui cu treaba asta, dar am zis, mă, intră un clip. N-am mai jucat nici Minecraft absolut deloc PvP, deci după cum puteți vedea, setările mele sunt varză, nici n-avem textură. Bă, dar are un farmec Minecraft cu textura default, trebuie să recunoașteți, mai ales PvP-ul. Și arată și bine în 240 FPS, n-aveți ce să spuneți cu motion blur-ul cu astea. Și am dropat gap-ul, ceea ce nu sunt de acord cu chestia asta. Mi-am pus și eu repede Lunar Client-ul, v-am zis, nu știu cum mi s-au resetat setările, bine, de fapt știu. M-am mai jucat foarte puțin pe PC de când n-am mai uploadat, dar ceva ce m-am tot jucat au fost versiuni vechi de Minecraft. Am dezvoltat o pasiune pentru ele și vă dați seama cu setările alea vechi pe același punct Minecraft că ți încurcă. Era și chest, dar nu pot să-l iau că mă fugărește ăsta. Ok, și ăsta are rodul cu knockback, deci ar trebui să stăm departe. Sunt 200 de player pe Skywars normal. Și 9 pe doubles și 30 de player pe UHC duels, adică Minecraft-ul s-a cam culcat, dar era de așteptat până la urmă. Ok, am închis și eu cariera la băiatul ăsta și am luat și noi primul win frumos, așa, de revenire. O să fie un episod în care o să mai fac tot felul de tăieturi, pentru că, bă, nici n-am mai vorbit, deci am ajuns în punctul în care mi se pare ciudat să stau la PC cu microfonul tras și să vorbesc despre chestii. Și na, ce mai ziceți, mai sunteți vii, oameni buni, mai existați? Probabil mare lucru nu s-a schimbat, cât că pare că a trecut așa enorm de mult timp. Personal, pentru mine, dacă ar fi să o luăm așa, ce pot să vă spun? Mi se pare că, am mai zis, am intrat la facultatea unde am vrut și mai mult sau mai puțin am intrat pe grindul vieții. Încerc și eu să îmi dau seama ce trebuie să fac. M-am ținut de sport, deci dacă vreți să vă zic dacă vreți să luați ceva de la episoadele astea de Minecraft, bă, sportul îți repară creierul sub orice formă. Poate să fie și sală și un anumit sport ce vreți voi, dar bă, e ce trebuie. Are, dai toate beneficiile. Ok, omul meu zici că avea strength la cât damage îmi dădea. Și vreau să profit și eu de strength. Dar nu s-a adus șansa. N-am armură bună. Dar nici asta. Calatul ăsta care are capul cu hutao. Băi, și lăsați-vă de Genshin. Bă, mi-am dat, bă, seama. Ok, nu, a fost cam out of place asta. Dar, bă, de când m-am lăsat de Genshin și sănătatea mentală mi-a urcat destul de drastic. Și scopul vieții așa, parcă și-a creat viața un scop. Nu mai era totul așa de blurat. Te joc, frate. Ții, l-am jucat pe băiatul ăsta așa rapid, la mișto. Și a rămas noi 1v1. Avem, ok, avem armură puțin mai slabă și ăsta are tot sabie cu șarnesul de stone. Și în modul în care joc în momentul actual, nu cred că pot să-i prind ceva combo. Adică, bă, deci m-am obișnuit să joc pe versiunile alea vechi de Minecraft, că unele nu au sensitivity slider, alea și destul de aia foarte vechi. Bă, și m-am obișnuit să mă joc cu 100% sensitivitate. Și acum am intrat pe ăsta și mi s-a făcut tot muscle memory-ul, deci e și asta de luat în considerare. Dar uneori trebuie să o dai așa cu YOLO. S-a adus. M-am mai apucat de un joc pe care trebuie neapărat să-l termin pentru faptul că e foarte bazat și așa pentru cultura mea personală, de Cry of Fear. Și am văzut că a făcut și Zappy Life pe el, bă, e extrem de caterincă jocul ăla. Dar fiind Azlo 5x3 mă piși pe mine când îl joc. Mă speriu la pixeli. Dar ce-ai, frate, că reprezintă, imită chestii din viața reală. Mi-e frică de asta cu Endlordul să nu. Ai, de capul meu cât de încet mă mișc în spate. M-a ajuns, a trebuit să-mi fac și vai, 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 vai. N-am perlă. Aia, căcat, n-aveam perlă și avea 100.000 de win-uri, să zic, de kill-uri. Mi-a picat și mie fisa că nu te cară facultatea, trebuie să faci tu ceva cu viața ta.
Și n-am făcut acum, mă gândeam la chestia asta că eu chiar am zis în a 12-a când învățam pentru BA, bă, dacă iau note foarte bune, vreau să fac un clip în care, e așa, cum să iei 10 la BAC? Și uite că am și luat la două materii și, bă, ar merge un clip în care să mai explic mindset-ul. A, și nici nu cred că am zis asta până acum pe vreun clip, m-am apucat de școala de șoferi, mai am foarte puțin și după aia termin orele, mă duc să dau sala și după aia... Doamne ajută la traseu. Na, am încercat și eu să fac ceva aici cu viața mea. Mindset-ul pentru canalul de YouTube rămâne același despre care am mai vorbit, că bă, uite, eu nu mai văd plăcerea în a face episoade de zilnice de chestii gen Minecraft, dar nu vreau să închid, să spun așa, oportunitatea și pe viitor, dacă îmi vine mie ceva idee. Nu e strength. Pișamaș pe fața voastră. Ok, hai cam la win-ul. Așa, cu canalul de YouTube, că eu vreau să las portița asta deschisă, dacă rămâne și lumea, cu atât mai mult. Și dacă vreodată vreau să fac ceva șmecher, să am aici posibilitatea. Am avut tentative cu Wank, cu comunitatea pe care am făcut-o cu Iuli și, mă rog, ciupercă, dar el mai așa mai în umbră. Ți-l iau pe ăsta. Risky play? Da, eu zic că mi-iese. Mamă, exact ca Specular ți l-am jucat pe ăsta. Hai că e bine. Am făcut și moldovean între timp. Da, am mai încercat noi să facem tot felul de chestii pe Wank. Am mai avut proiecte. Momentan e doar Shoboland, dar vedeți că Shoboland e tare. Ar trebui să intrați băieți pe Wank. Chiar merită văzut. Adică, unde mai vezi, frate, în România astfel de creații? Nu mai vezi. Știu că probabil vorbesc și mai încet, sunt și răgușit. De 10 zile mă cam... 10 zile de ceva timp îmi paște o răceală, dar n-o las. Adică am început la modul ăsta, ies în tricou acum pe vremea asta afară, în pantalon scurți. Bine, noaptea nu pot în pantalon scurți, că... ok, acolo chiar că fac hipotermie și... nu e bine. Dar mă lubă cu răceala asta, n-o las. Dacă nu fac acum sistemul imunitar, ce naiba. Ok, și am rămas noi cu ăsta, dar trebuie să-l luăm la rodul cu knockback. Da, dacă se pune în cerc, nu mai putem. Aoleu, are skin de Kokomi. Vai, nu, cum tra... Ok, dacă vă jucați bine și nu să mă omorâți. Catching, s-ar putea să fie catching. Da, mă, da. Vai. Dar fă, frate, ceva. Ok, îmi dă cu niște bulgări. Mama. Dă cu arcul. Ok, din păcate omul nostru ne-a văzut tehnica. Dar eu tot cred că este foarte abordabilă în continuare. Ah, bă, era aproape, trebuia să bag gheppelul ăla atunci. Well, aia. Și da, lume, cam ăsta a fost episodul. Cam asta am vrut eu să vă vorbesc, să mai văd ce mai faceți. Chit că Bad Wars prinde mai bine, cred că v-ați dat seama deja că nu mai fac YouTube ca să prind cât mai mult și ca să mai interacționez și eu cu comunitatea mea. Eu sper că v-a plăcut episodul. Fiți pe fază că s-ar putea să mai apară. Mai e bineînțeles și canalul secret, dar nu o să vorbim despre ăla. Deci, da, eu am fost Azlo, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Acum zic și eu că nu mai fac YouTube ca să cresc, dar n-ai, frate, cum să schimb intro și outro clasic de lăsați un like, lăsați un subscribe și noi ne vom vedea data viitoare. Unele lucruri sunt făcute să rămână la fel. S-a făcut de 12 noaptea, s-a făcut 22 a 9. Yeah!